Informație de ultimă oră acum. Tribunalul București a respins cererea lui Liviu Dragnea de liberare anticipată. Acesta va putea depune o nouă cerere pe 27 august anul acesta. Andreea Georgescu în direct alături de noi. Andreea. Decizia Tribunalului București a fost anunțată în urmă cu doar câteva momente. Este o hotărâre definitivă care prevede că Liviu Dragnea va mai rămâne în spatele gratiilor până către finalul lunii august, cel puțin. Așadar, instanța de judecată nu numai că i-a respins contestația fostului lider social-democrat împotriva deciziei primei instanțe, care a stabilit că ar trebui să mai rămână în penitenciar, să nu beneficieze de eliberarea condiționată, ba chiar judecătorii au prelungit termenul stabilit inițial până în data de 27 iunie, cu încă 4 luni, așa cum de altfel solicitase Direcția Națională Anticorupție. Abia după data de 27 august, Liviu Dragnea va putea începe noi diversuri pentru a obține eliberarea condiționată. Asta înseamnă să obțină un aviz din partea Comisiei Speciale de la Penitenciarul Rahova, apoi să se adreseze judecătoriei și, într-un final, Tribunalului București.